Numărul 5, Amalia Cipășan. Numărul 8, Amalia Vancea. Numărul 7, Iasmina Mătuș. Numărul 6, Andreea Vasile. Numărul 9, Julia Mio. Numărul 15, Iberoia Cipășan. Astăzi vom cunoaște patru echipe angrenate în lupta pentru supremație și medalii. În voleiul feminin românesc, Divizia Speranțe. Bun găsit de la Sibiu! Aici, unde timp de patru zile, cele mai bune opt echipe din țară s-au întrecut pentru a prinde careul de ași al turneului final derulat în organizarea Clubului Sportiv Școlar din localitatea situată pe malul Cibinului. După un meci maraton, echipa gazdă a pierdut în 5 seturi, semifinala cu CSS Târgoviște și astăzi, în ziua a 5-a, speră să obțină treapta treia a podiumului. Aceeași țintă are cu siguranță și juvenil Nicolae Titulescu Brașov, formație care în penultimul act a pierdut în 3 seturi partida cu CSM București. Așadar, vom asista la finala mică, întâlnire decisivă pentru stabilirea echipei care va intra în posesia medaliilor de bronz. Ambele formații au acces în semifinale după ce s-au clasat pe poziția a doua în grupele în care au fost repartizate. Brașovencele, în echipament alb-roșu, au pierdut în fața echipei din Târgoviște, dar s-au impus în jocurile cu Lugoj și Timișoara, cu 3-1, respectiv 3-0. De partea cealaltă, sibiencele au pierdut în fața campioanei CSM București, dar au trecut de cele două echipe din Moldova, CSS Bacău și Penicilina Iași. Așa se face că cele două eterne rivale pregătite de Marius și Dan Gheorghiță Sibiul, Monica Salcău și Viorel Rai cu Brașovul, s-au duelat pentru bronzul național. Jucând așadar pe teren propriu, sibiencele s-au impus la capătul primului set cu 25-12. Actul secund a fost mult mai echilibrat, dar finalul de set a aparținut formației gazdă, care a câștigat la 19. Cam pe aceleași coordonate s-a derulat și set al treilea, care avea să fie ultimul al întâlnirii, pentru că Sibiul s-a impus și a cucerit bronzul. Cu aurul pe masă, asta se poate spune despre partida care va stabili noua campioană a României. Rămâne de văzut dacă titlul național va ajunge la Târgoviște sau în capitală. Campioana CSM București, în echipament galben-negru și adversara sa din Târgoviște, câștigaseră fără probleme jocurile din grupe. Reprezentanta capitalei s-a impus lejer în semifinala cu Brașov, în timp ce Târgoviște a tremurat serios până să prindă marea finală, pentru că Sibiul a condus cu 2-1 la seturi, dar în cele din urmă oaspetele au întors rezultatul. Bucureștencele au dovedit încă o dată că își merită titlul de campioană și au respectat blazonul și s-au impus în 3 seturi, doar în ultimul având ceva emoții spre final, când scorul era egal 22. Aurul pleacă așadar în capitală, la Târgoviște ajunge argintul, bronzul rămâne la Sibiu, în timp ce juvenil Nicolae Titulescu Brașov completează acest veritabil careu de ași. Ce poți să ne spui despre acest turneu? Acest turneu a fost unul frumos, mă bucur că am ajuns în primele patru din toată țara, am muncit pentru acest loc și mă bucur că ne-am atins scopul. Acest turneu a fost unul foarte greu, însă frumos, ne-am luptat pentru orice punct și mă bucur chiar și de locul 4 pentru că este un loc foarte bun. A fost un turneu greu, tensionat și ne-am luptat pentru orice punct. Un campionat greu, cu meciuri grele, dar ne bucurăm că am reușit măcar pe locul 4 să ajungem. Acest turneu a fost un turneu frumos, chiar dacă ne-am clasat pe locul 4, este un loc foarte bun pentru noi și sunt foarte mândră de colegele mele. A fost un turneu frumos, dar în același timp și greu. Mă bucur că am ajuns aici, dar știu că se putea și mai bine. Păi, mă bucur că am participat la acest turneu. Îmi pare rău și îmi cer iertare fetelor că am avut greșeli, dar le-am și ajutat cum am putut și sunt mândră de noi că am ajuns până aici. A fost un turneu foarte frumos și mă bucur că am luat locul 4, pentru că este un loc foarte bun și am reușit să fim o echipă. A fost un turneu foarte dificil în care toate am învățat multe lucruri noi
fericită că am reușit să ajungem pe un loc cât mai sus, că nimeni nu reușea să crea, că nimeni nu credea în noi. Sunt extrem de fericită că am reușit să luăm locul 4, doar că din punctul meu de vedere ar trebui să lucrăm mult mai mult la lucrurile în echipă și la comportamentul nostru față unele de celelalte. Am jucat niște meciuri foarte grele cu niște echipe foarte bune. Ne bucurăm că am reușit să ajungem locul 4, dar se putea și mai bine. Anul viitor o să fim mai pregătite și o să vrem să luăm locul 1. Câteva concluzii despre acest turneu. Acest turneu de la Sibiu, turneul final de speranțe de la Sibiu, un turneu foarte bun, un turneu în care am avut jocuri frumoase, bune, un turneu în care noi, Juvenil Brașov, am terminat pe locul 4. Eu sunt mândră de acest loc, de aceea și felicit întreaga echipă, toate fetele, pentru că este munca lor. Se putea și mai bine, dar nu avem de ce să dezamăgim și nu avem de ce să dăm în spate, pentru că avem copii frumoși, avem copii tineri care pot face performanță. De aceea, în toată această activitate a noastră pe care am avut-o, și turneul final de cadete, și turneul final de speranțe, chiar și turneul final de minivolei care îl vom avea săptămâna viitoare, ne-a adus aici, pentru că acei oameni care sunt lângă noi, doamna Ileana Nicolae, domnul Florin, domnul Dan Pahoiu și toți ceilalți oameni de bine pentru sportul juvenil sunt alături tot timpul de noi, ne ajută, ne sprijină, totodată nu numai ei, și foarte mulți părinți care sunt pe lângă noi și care permanent sunt alături de noi, ne sprijină, ne încurajează și ne dă o putere. Sunt un om fericit. Sunt un om care mă bucur pentru ceea ce am realizat noi, Clubul Juvenil, și de aceea eu, antrenor Monica Salcău, președintele Raicu Viorel, mulțumește tuturor sponsorilor care ne-au ajutat, tuturor părinților care ne-au susținut. Eu, în mod special, mulțumesc fetelor pentru ceea ce au făcut și fac în continuare pentru Clubul Juvenil. Acest an competițional 2018-2019 pentru clubul nostru, un club care rezistă din sprijinul părinților și a celor care ne ajută, a fost un an competițional foarte bun. Un an competițional în care am putut realiza 3 turnee finale. Un an competițional în care de la cea mai mică până la cea mai mare ne-a adus satisfacție și bucurie. Locul 6 la cadete e o bucurie și o satisfacție pentru că e foarte bine. Locul 4 la speranțe iarăși este un lucru foarte bun. Sunt mândră de acest lucru, le felicit pe fete pentru că am pornit la drum cu vreo 50 de echipe. Să fim în primele 4 din țară este foarte bine. Să fim în primele 4 cu fetițe din categoria de minivolei și speranțe iarăși este un lucru foarte bun. Iar săptămâna viitoare, la turneul final de minivolei, Dumnezeu va fi poate cu noi și poate vom reuși și mai mult. Încă o dată mulțumesc părinților, mulțumesc tuturor celor care sunteți cu noi și vă mulțumim dumneavoastră, dragi sponsori, și așteptăm că suntem totuși un club care avem nevoie pentru copii de sprijinul dumneavoastră. Haideți să ajutați sportul juvenil și mai ales Clubul Juvenil Brașov. Așa a decurs spectacolul sportiv oferit de speranțele voleiului feminin românesc. Atât de la Sibiu, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.